Bun, doamna Țoiu, cum trăiți dumneavoastră această poveste care sigur se repercutează asupra partidului, mai ales asupra dumneavoastră care faceți parte din acest partid? Și întrebarea ar fi, cum de nu s-a aflat în interiorul partidului? Știați cum a votat doamna Lasconi acum câți ani a avut loc acest referendum? Da, acum 5 ani. Acum 5 ani? Răspunsul simplu la întrebare este nu, nu știam, dar aș vrea să clarific ceva totuși, că Elena Lasconi nu e nici pe departe un mercenar, este un primar USR care a dovedit în 3 ani de zile performanță în administrație, a adus bugetul pe ultimii 40 de ani într-un orășel mic care de altfel a avut 2 coși primari condamnați, unul pentru 900.000 de euro curaj din fare, celălalt pentru conducerea dat a mașinii primăriei. E foarte important să facem o diferență între aceste două roluri, pentru că totuși ce avem noi nevoie este ca oamenii buni de succes să aibă în continuare curajul să intre în politică. Și asta nu se va putea dacă și atunci când au rezultate extraordinare, așa cum e cazul Elenei Lasconi în Câmpun, sunt numiți în continuare mercenari. Asta e un lucru foarte important de clarificat. Și mai ales că Elena Lasconi n-a fost, să subliniem, n-a fost implicată în scandaluri de corupție. Pe Elena Lasconi n-a prins-o nimeni cu portbagajul de bani, așa cum s-a întâmplat cu lideri politici, cu domnul Buzatu, ca să nu mai spunem lucruri aproximative. Bun, doamna Țoiu, în momentul ăsta, pe cine puneți în fruntea listei USR? În momentul acesta, decizia pe care noi am luat-o aseară, și anume de a lua act de retragerea Elenei Lasconi, cu o rațiune destul de simplă, deși mi-ar fi plăcut să n-ajungem în situația asta, așa nume că atât Elena cât și noi ca echipă am considerat că scandalurile generate în ultimele 2-3 zile acoperă obiectivele noastre esențiale pentru campania de europarlamentare, care țin de nivelul de trai, care țin de anticorupție, care țin de oprirea acestor suprataxări excesive și, din păcate, în mijlocul unui scandal, aceste subiecte ajung să nu mai țină, practic, locul întâi în discuția publică. Și asta e foarte important să putem să discutăm în continuare despre soluțiile corecte pe care le avem pentru români. Asta a fost rațiunea principală a acestei decizii. Lista, în acest moment, rămâne așa cum este, fără Elena Lasconi în bursie. Deci numărul 2, cine era? Dan Barna. Domnul Dan Barna devine cap de listă. În acest moment, da, lista este aceea pe care o știți, cu aceste excepții. Scenariul lui Val Vâlcu de mai devreme, în legătură cu PMP și domnul Orban, Ludovic Orban, luându-i apărarea Elenei Lasconi pentru poziția ei la referendumul pentru familie, se tulbură în vreun fel această înțelegere care se coalizase, se închegase de partea opoziției? În acest moment, haideți să clarificăm că nimeni nu și-a schimbat... Nu vă auzim, dacă e posibil să vă auzim mai bine. Vă rog. Se aude mai bine acum? Da. Bun. Niciunul dintre partide nu și-a schimbat poziția politică pe care o aveam și înainte de aceste zile. USR rămâne pe această linie foarte clară de susținere a parteneriatului civil, nu s-a schimbat nimic aici. În același timp, suntem un partid care întotdeauna nu doar s-a acceptat, ci a și susținut oameni care sunt creștini practicanți, aceste lucruri sunt poate să meargă împreună, deși în spațiul public ajunge să fie o dezbatere, un scandal, o telenovelă aproape în față de aceste două opțiuni. Noi credem în interiorul USR că poți să-ți păstrezi credința, că poți să-ți păstrezi normele morale, că poți să mergi la biserică sau nu și în același timp să protejezi practic toți cetățenii, indiferent de opțiunile lor, de o ingerință a statului în a le limita drepturile. Aceste lucruri nu sunt incompatibile deloc din perspectiva noastră. Acum